Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna, pentru luna aprilie. Mm, că nu vreau să vedeți voi ce am pregătit aici. În fine, înainte de toate, vreau să vă ofer floricele toporaj din grădina mea. Mm, facem art terapii, că tot este luna plină în balanță, balanța care în principiu ar trebui să reprezinte frumosul, da, Că este guvernată de Venus, da? Și Venus Ah, ne aduce plăceri, plăceri. Plăceri de care ar trebui mici, dar de care ar trebui să învățăm să ne bucurăm. Uh, un pic de aromoterapie cu violet și cu natură, elemente naturale. <sus> o să pun aici lângă ametist ca să vă inspire, să vă încânte. Acum, dragii mei, avem patru variante. Ia să pun pauză. Da, aveți patru variante. Una, două, trei. 4. Eu zic că se văd destul de bine, da? 1, 2, 3 și 4, vă puneți spa și vă alege, sper că nu s-a decalat sunetul. Eu o să încep cu primul număr. Primul număr. Okay. cei care ați adus, ați ales antivul acesta din argint din argint. O să aveți o surpriză la fiecare număr pentru că nu știți ce set de cărți am ales. Și de-aia zic că este de surpriză, surpriză. Mai schimbăm și noi seturile de cărți. Ok. Numărul 1 are ca, are, ca mesaj da, de la înger. Fă ceva pentru cineva. Arată atenție către sau ofereți atenția cuiva. Probabil că cineva totuși așteaptă așteaptă de, vi se spune de către înger să vă implicați. 4 și cu 1, 5. 5 înseamnă schimbare. Trebuie să ieșiți din 4, dintr-o energie statică și să acționați 1 ca să schimbați energia. Și cum puteți să schimbați? Cum puteți să intrați în abundență, în soare, înspre primăvară, că tot a trecut uh, 21 martie deja a trecut, da? Cum puteți să schimbați, eu știu, energia trecutului, că tot e lună plină, dacă nu, acționăm. Da, acționăm la luna nouă, dar eliberați-vă de trecut la luna plină aceasta și la luna nouă inițiați ceea ce trebuie. Acum, etalarea este pentru aprilie, da? Nu zic musai să stați pe loc până la luna nouă, dar măcar implicați-vă în eliberare, în pregătirea voastră pentru momentul acela de inițiere, de implicare, de ofertă. Luna plină este bună pentru împăcări, pentru reuniuni, după o perioadă de... Nu -o să ai de inițiere de lucruri sau uh, relații noi, însă, însă, dacă e o situație din trecut, voi știți, în fine, faceți ceva pentru cineva. Oferiți-vă atenția. Rămâne să vedem. Ia uite, trei. De băte. U, ce dezamăgire! Trei de spade. Aici este un cavaler de spade, foarte grăbit, care ar fi vrut să. Probabil că ține de, de trecut. Ar fi vrut dragul de el, dragul cavaler de spade. Uneori sunt așa de simpatice, îi ador uneori pe cavalerii de spade. Încearcă să-și exprime emoțiile și dau cu. Băta în baltă, cum se zice, nu e bătă, e spadă, uh, creează disconfort pentru că nu sunt obișnuiți. Ei sunt obișnuiți să lupte, nu să-și exprime emoțiile. Ar fi vrut să ofere emoții cuiva, să-și exprime sentimentele față de cineva, dar s-au ales cu, cu inima frântă. Acum, dragii mei, uneori ne frânge inima. Fără, evident că fără să vrem, că nimeni nu vrea să-și frângă inima sau să se rănească sau uh, să intre în această dezamăgire, în această vibrație. Dar uh, din lipsa unei tactici, din lipsa unei comunicări emoționale, a unei practici, evident. Da? Uh, probabil că acest că valer a căutat dragostea, a încercat să o exprime și nu a reușit. Nu a reușit. Și uite așa stă și așteaptă ori el, ori persoana respectivă să se schimbe ceva, o altă oportunitate care s-a pierdut. E aici o oportunitate, da? acest vale de cupe s-a pierdut. Da? Din cauza așa simt o stângă în exprimare, poate și prietenii au fost o influență sau cine știe ce alte trei persoane au fost o influență în amplificarea acestei dezamăgiri. Însă, în această perioadă se speră, se speră că va veni o nouă oportunitate și această nouă oportunitate o faceți voi, o facem noi. Ia, trebuie să bag blițul. Da? Noi ne creăm oportunitățile. Universul ne susține, dar trebuie și noi să ne implicăm. Posibil o călătorie, distanța dintre voi și cineva sau dintre cineva și voi, cum vreți voi, um, a acutizat această dezamăgire. Însă 3 și 3 înseamnă comunicare. Dacă în trecut și... Interesant, 3 și 3, 6. Eu sunt în vibrație 6, cam 15 pe toporaș, 1 și cu 5, 6. Aici este echilibru balanței și am văzut balanța în timp ce am amestecat aceste de cărți. Justiția vreau să zic. Da, aici este echilibru. Învățați să să refaceți o situație, o refaceți voi prin viitoarele acte sau acțiunile din prezent. Voi puteți să echilibrați situația. Dacă a fost o dezamăgire, acum, cu credință, cu speranță, cu o altfel de implicare, cinci, o chestie creativă, da? Puteți să schimbați această așteptare să manifeste ceva nou. Hai să vedem, dragii mei. O dată, de două ori. De trei ori. Uf! deja au ieșit trei cărți. Hm? Hai! Au vrut să vină primele. Mm -hmm. Și totuși aș vrea încă o carte. Ce frumos! Asul. Da, am zis că e vorba de o împăcare. Faceți un gest, măi! Faceți un gest, Ia te A fost o separare. Clar a fost o separare. O separare de o persoană pe care ați iubit-o. Cineva, eventual, a fost un pic valetul de băte, un pic cam imatur. A vrut să-și exprime, repet, sentimentele emoțiile, pasiunea și nu prea i-a mers pentru că persoana respectivă iau te. A vrut să ofere emoțiile și acum în continuare le simte le are. Le are. Dar persoana, una din cele două persoane implicate în această poveste a fost mai matură. Și probabil că, eu așa simt, probabil că stângăcia cuiva nu s-a potrivit cu maturitatea altei persoane. Și iar văd aici o altă persoană matură. Ia să aprind un pic lumina. Deci, mă auziți? Începem, sau începeți, cu asul de monede. În această perioadă. 6 de cupe, 9 de monede. Mai dăm o carte. Încă o carte. Hm pe să clarificăm. Trebuie să o oferiți, ia uite, faceți ceva, ceva practic, de-aia apărut monedele. De-aia a apărut acest as. Inițiere este unul, da? Este primul moment, da? Și o chestie practică o dați un telefon sau, bine, acum puteți să fiți voi cei care așteptați ceva, că am văzut și trei de, de bute, vedeți unde vă găsiți, dar cineva, unul dintre voi doi, trebuie să acționeze practic, să dea un telefon, să, să invite la o întâlnire, să ofere un dar, niște flori, ceva, ceva. Ia uite, dezamăgiri. Ia, a venit așa. Frumos, frumos, frumos. Acum, iau te, regele de băte. O, oh, și regina de, de monede. O detașare. Da? Regele de băte. Își dorește stabilitate cu cineva. Are multă pasiune. Da? Are multă pasiune. Așa simt. Um, una dintre persoane are multă pasiune și își dorește o relație stabilă. Trebuie să se elibereze eventual. Interesant. Da. De. poate de o căsnicie, poate de un fel de a fi tradiționalist, poate pentru unii de niște prieteni că am văzut trei de cupe, de prea multe pahare, de un fel de a fi prea prea sexy, da, trebuie cineva să se maturizeze. Am văzut pe 8 de, de bâte, asta mi-a sugerat un fel de a fi Sexy, de a comunica. Într-adevăr, interesant, exuberant, dar cu 8 de bâte nu creezi. Ai nevoie de monede ca să poți să creezi ceva consistent. 8 de bâte de adesea flirtrează, a îngroșia în, în detaliu. Hai să și clarificăm, da? Asul de monede, te rog frumos, clarificăm pentru numărul 1. Mă era dor să fac etaler, dragii mei. Mi era uneori mi-e dor. Ia. Asta? Ok. Ia uite. Clarificăm șase de monede. Oh. Șase de monede. De cupe vreau să zic că a ieșit împăratul. Ia uite. Separare. Separare. Se dorește reîmpăcare, da? Se dorește, ia ute 2 de cupe, 6 de cupe, reîmpăcare. Renaștere. După o despărțire. Și E această trezire. E această... și s-ar putea și împăcarea să vină brusc. Rămâne de văzut. Voi trebuie să vedeți. Ia uite. 9 de monede. Magicianul. Am zis de, mag de magician la 1, da? Numărul 1, manifestare. Și, da, trebuie tem temperat. Trebuie să aveți... Cine a venit cu manifestarea trebuie să fie un pic mai temperat, mai echilibrat, un pic mai romantic, da? Chiar dacă vrea ceva nou, văd asul de spade. Ca să nu fie întâmpinat iar într-un mod ofensiv sau defensiv de către persoana care l-a sau a refuzat-o. Cum depinde. Dacă e o femeie care vrea să acționeze treaba ei, în general bărbații ar trebui să inițieze că asta e, da, asta e Marte. Ia uite, cavalerul de cupe. Deci, ce simt eu în această în aceste cărți. În primul rând, trebuie, se dorește să se facă ceva. Ăsta este și mesajul, da? Du, du acționează într-un mod practic. Există un, unul dintre voi, un personaj, independent. Independent. Probabil că celălalt a fost la un moment dat într-un cuplu, că am văzut marele preot. Uh, și din cauza asta, ceva nu a mers la un moment dat. Dar, în acest moment, în acest moment, cine vrea să vină către persoana aceasta independentă, cu multe reușite, frumoasă, da? este semnul lui Venus. Da? Uh, educată, este nouă, nu înseamnă educație, poate chiar educație posibil mai educată decât acest personaj care trebuie să inițieze, este foarte posibil și asta. Deci cine vine înspre nouă de monede, înspre doamnă, să zicem, trebuie să vină cu o ofertă consistentă. Dar nu este un valet, este un as. Adică oferta aceasta trebuie să fie conștientă și de de valoare înaltă. Pentru mine, a, și sunt un pic mai nați ca și valoare decât valeții. Pentru că sunt în legătură cu divinitatea. Trebuie să-ți conștientizezi niște vibrații ale tale, ale persoanei respective. Se dorește clar împăcarea. Iar șase, că toți sunt pe vibrație de șase cu acești toporaj, da? Se dorește împăcarea. Iar o ofertă, Doar nu doar de flori, probabil că de mai mult. Pentru că se simte că între cei doi care o fi voi, există o, o, legătură foarte profundă emoțională, dar extrem de profundă. Posibil în momentul, că am văzut turnul de două ori, în momentul în care v-ați întâlnit, a fost un trăsnet, un trăsnet probabil, trăsnetele acestea se repetă de fiecare dată când vă întâlniți, când vă despărțiți, când vă atingeți, când vă sărutați, eu știu de câte ori se întâmplă aceste trăsnete și fulgere, da? Așa simt. Steaua, faptul că a venit așa, îmi transmite că personajul care nu a oferit până acum și trebuie să ofere acest as de monede nu prea are încredere. Posibil nici nu s-a vindecat suficient. Posibil nici nu s-a vindecat suficient. Ce mai simt? Mai simt că una dintre persoane, această nouă de monede preîmpărăteasă, ar putea să fie persoană publică. Ar putea să fie amândoi, evident că vă și împăratul, dar, în mod special, aceasta, să fie o persoană publică și cealaltă persoană a zis că trebuie să intre pe vibrația acestei persoane și din acest motiv steaua se referă și la nouă de monede, dar și la asul de monede, da? Cel care vine sau cea care vine cu împăcare trebuie să își lucreze, să schimbe, să schimbe ceva în vibrația sa, să se vindece, da? Repet, rămâne de văzut unde sunteți voi. Acum clarificat, Posibil această împăcare a întârziat, împăcare, reuniune a, sau acțiune a întârziat din cauza unei, nu doar a separărilor care s-au produs, dar și a unei distanțe, a unor drumuri. Eventual, cineva a trebuit, unul dintre voi bănuiesc că acest personaj, că, bănuiesc că e de aproape logic, nici nu mai trebuie să simt pentru că a fost clarificat, dar acest personaj a trebuit să lase în urmă o relație ca să intre în unul, în acel unu magicianul să poată să manifeste ceva nou cu personajul aici. Da? Pentru că a fost cândva o altă persoană sau prieten sau job sau responsabilități, da? a fost ceva. Relație, putem să avem relație la job, relație în familie, care, eu știu, responsabilități, da? Doi de asta înseamnă și acum, în ultima vreme, ar, trebui să, ar fi trebuit să aleagă, să aleagă să facă această călătorie, să facă această ofertă. Adică să-și manifeste, că tot avem magicianul, oportunitățile. Șase de, de cupe a fost clarificat de împărat. Se dorește o împăcare care să aducă stabilitate. Da? Se dorește. Acest personaj vrea să fie, să manifeste, da? să manifeste o energie stabilă pentru că știe că acest personaj preîmpărătea, să am zis mai devreme, că o fi personaj public posibil, dar nu e obligatoriu. Acest personaj este tot ce și-a dorit, da? Este destinul să într-un fel sau altul, că și simte și îi recunoaște sufletul, i-a recunoscut sufletul, da? De la primele întâlniri, da? Și că e sau nu e persoană publică, acest personaj posibil pentru unii, dar nu e obligatoriu. Este în primul primul rând, persoana predestinată acestuia care trebuie să vină cu oferta sau acestea, da? Și atunci, chiar dacă stea a venit în această poziție, orizontal, se pare că acest personaj care a întârziat, pentru că trebuie de putem înseamnă și așteptare s-a așteptat în manifestarea acestei împăcări sau acestei reuniuni acest personaj vrea să ofere emoțiile pe care le a oferit mai devreme, da, mai acum ceva timp, cum am văzut la început, și le-a oferit într-un mod stângaci. Clar că vrea să ofere împăcare, da? Se dorește împăcarea. Se dorește um, exprimarea unor emoții, a unor doruri, a inversera a unor doruri um, a unui romantism eventual. Unul dintre voi. Rămâne de văzut care sunteți. Interesant. Unul. A, pe 1 aprilie. Există cineva născut pe 1 aprilie? Posibil. Posibil. Hm. Care trebuie să facă această ofertă. Aprilie și pe 1, da? Ce este foarte frumos este, am zis, că acest personaj încearcă, se străduie să manifeste o energie stabilă, o energie înaltă, bărbatul divin să se ridice da? la așteptări, apropo, la așteptările celuilalt sau celeilalte. Pentru că acest personaj uh, are, are, așteptări înalte de la cei care vin înspre ea sau înspre el. Nouă de monede. Nouă e o energie jupiteriană de înaltă calitate, da? Deci, și cum oferă stabilitatea acest personaj? Adică, nu m-am exprimat corect, Ridicând, începând să manifeste această nevoie de a proteja, de a se implica într-un mod matur, matur, foarte matur, masculin, aici clar este energie masculină, uitați-vă și voi, da? Bărbat, da? Bărbat, 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 Cam toți trei sunt îmbrăcați în roșu. Bine, și aici este roșu pe sub armură, da? Mm, cavalerul în armură albă. Asta este armura pe care încearcă să o adopte. Da. Nu mm, un musai salvator. Un romantic. Un romantic, dar care își dorește, își dorește uh, lucruri serioase. Și iar avem Mercur, nevoia de comunicare. Am vorbit mai devreme. Uh, posibil, cel puțin așa ar trebui să fie, să încerce să comunice altfel decât a comunicat în trecut. Aici este energie feminină, ia uitați-vă, da? Cele două femei, mai este și aici o femeie care primește. Femeia trebuie să primească, da? Femeia trebuie să primească. Dar faptul că a venit steaua un pic, aici mai este nevoie de vindecare. Dar actul în sine aduce vindecarea relației, situației. Ca și zodii, ce văd? Văd semne de pământ, în mod special fecioară, fecioară de două ori, taur, taur, posibil să fie și capricorn. Văd berbec, iar berbec de două ori, văd vărsător, văd semn de apă. Deci, drag scorpion. Și foc, iar berbec. Berbec, iar de trei ori berbec, ar putea să fie săgetător, leu, m -m. poate planete. Planete prin săgetător, leu sau berbec. Cam asta e. În principiu, eu zic că e suficient, am vorbit 20 de minute. Cam atât, măi, cam atât. Rămâne de văzut în cât timp se va manifesta această ofertă. Hai să încercăm să mai vedem, da. Este foarte posibil să fie, pentru că văd împăratul, împăratul este un personaj cu bani și preîmpărăteasa este un personaj cu realizări, este personaj în mod special independent, se poate pentru unii aceste cărți să se manifeste ca un contract. Un contract. Cineva să încerce, împăratul să încerce să ofere un contract, o, un job, un sport de bani cuiva, care în acest moment, fiind independent, nu este angajat în nicio legătură profesională, sentimentală, variază, da? Și acest personaj în momentul în care primește acest contract la locul de muncă sau pe care l-a așteptat sau pentru care trebuie să facă o călătorie poate să manifeste rezolvarea unor probleme. Însă faptul că este o, în această poziție pe, pe oblică există așa o, oarecare o mică neîncredere, o mică neîncredere, dar care poate fi depășită cu un pic de optimism, da? Cavalerul de cupe. Cu un pic de optimism. Trei de băte de înseamnă și speranță și trei de băte înseamnă speranță și stea înseamnă speranță și nu doar de optimism eventual și de rugăciune. Puteți să vă rugați dacă e vorba de un contract pe care vi-l doriți să meargă. Fați ceva pentru cineva. Da? Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă pup. Trec la următoarea etalare și nu mai pun pauză ca nu cumva, nu cumva să... Se decaleze sunetul. Ok? Ok. Acum, numărul numărul inimioara, numărul 2, da? Numărul 2, cei care ați ales inimioară. Haideți să vedem ce mesaj ați primit. Nu scuzați-mă, nu era ăsta. Vedeți că am greșit? Dar nu-i nimic, ca numărul 2 a primit Like tracks like și forgiveness. Iertarea. După ce iertați, Începeți să manifestați bucurie ca să primiți bucurie. Manifestați dragoste, oferiți dragoste ca să primiți dragoste, oferiți like-uri ca să primiți like-uri. Și uite, așa se creează doi. Relația. Dar, ca să se creeze o relație nouă sau veche sau cum vreți voi, trebuie să iertați ceva. Iar este un 2 și aici, da, 2 și 2. Da, 9 înseamnă încheiere de ciclu. Probabil pentru unii o veche relație, apropo de inimă sentimentală, trebuie să iertați o veche relație ca să creșteți. nou înseamnă și creștere spirituală, e o scară aici ca să vă ridicați, Jupiter, da? Energie înaltă ca să vă ridicați într-o, înspre o nouă relație. Și în primul și în primul rând relația față de voi, voi trebuie să vă iertați și pe voi și pe ceilalți. Și să vă oferiți lucruri plăcute ca să puteți să primiți lucruri plăcute, dar nu să vă criticați. Eventual, același lucru manifesta și față de cei din jur. Că dintre toți cei care, dintre like-urile și toți cei care pe care le veți atrage, sau mai bine zis, oamenii pe care îi veți atrage, va fi acel personaj special. Rămâne de văzut cum rezonează. Ce-a vrut să se arate în timp ce am amestecat, dragii mei? Chiki, chiki, girls. A vrut să se arate regele de cupe. O dragoste profundă apare, există, rămâne de văzut. Iar dragoste, iar regele de cupe. Da? Dar trebuie să se ierte ceva din trecut. Pentru unii, poate că aveți marcaj în semn de marcaj în semn de apă, Pești, scorpion, voi, ei, unul dintre voi. Există o dragoste atât de profundă și tantră și protectoare, cum probabil rar întâlniți două suflete pereche. uitați, două cupe. Vedeți? Două cupe aici. Și, dragii mei, că v-ați ales aceste de cărți... Ce mai văd? O atracție. O atracție a cuiva, a voastră, a fostului, a fostei sau a prezentului prezentei. Există o atracție secretă. Atracție fatală. Interesant. Măi, sexy body ce sunteți? Sexy body. Sexy body sunteți aici. Atragea, această atracție secretă din trecut, pentru că pentru mine aceste cărți reprezintă trecutul. Da? A adus oarecare... Cineva a să reziste acestei atracții. Cineva încerca să reziste acestei atracții, clar, dar a încercat să se detașeze mental și cu patru de spade. Ba nu a încercat să rezistă o perioadă acestei atracții și în momentul în care s-a manifestat într-o formă sau alta atracția, s-a ajuns la niște dezamăgiri. Patru de spade pentru mine înseamnă dezamăgire din cauza unor unei um, lipsă de comunicare concretă, coerentă și, în primul rând, emoțională. Probabil că aici trebuie patru de spade trebuie uh, vindecat. S-a comunicat într-un anume fel cu cineva din trecut, din prezent, vede și voi. Hai să mai amestecăm. Numărul 2. Aprilie. Numărul 2 odată. Pe 2. Pe 3. Aprilie. Numărul 2. Justiția. Hm. Șapte de monede. 4 de băte și nebunul. Ha, hm, interesant. Ia uite, regina de cupe iar se dorește manifestare. Suntem în zodia berbecul, este de înțeles. mai trecem la acțiune. Dar nu uitați, adevărat, cea mai bună vibrație pentru manifestare vine la luna nouă. Acum trebuie să ne eliberăm, să iertăm, să iertăm să ne curățăm ca să fim pregătiți la luna nouă să se manifestă tot ce e mai bun, da? să se echilibreze situația. Regina de cupe, mai devreme a fost regele de cupe. Iar vibrație, vibrație de apă, da? dar și de foc. Văd și aer, văd și pământ, în fine. Este o mare pasiune, da? Se dorește o discuție cu cineva? Se dorește o discuție să se explice niște lucruri. Poate că a fost o dezamăgire a cuiva în familie te dezamăgirea la crimele. Aici trebuie iertat, da? Iertare? Uite, la acestea trebuie vindecate, temperanța. Posibil a fost o căsnicie a cuiva, pentru că este mare preot. O legătură, chiar dacă nu e căsnicie, legătură karmică a cuiva. Și aici a trebuit unul dintre voi să alegeți. Să alegeți să manifestați această dragoste și pasiune sau să alegeți între dragoste și pasiune. Justiția. Justiția are numărul 8 în aceste de cărți. Măi, sexy-body, ce sunteți. Adică 8 înseamnă casa a 8-a scorpionului a transformării. Trebuie să vă transformați eventual unul dintre voi felul în care iubiți, în care vedeți dragostea și trebuie să echilibrați o situație în care s-a așteptat foarte mult acest echilibru, 4 de, 7 de monede, s-a așteptat echilibrul acesta. Dar ca să ajungeți la patru de băte, la acest moment de like attracts like, da, e un soi de Venus în... Uh, unii zic că e Venus în berbec, dar nu obligatoriu, poate să fie orice alt semn de foc Probabil că acest Venus cu acest uh, șapte Saturn, probabil că există aspecte între Venus și Saturn și se creează o sta oarecare stabilitate, da? se poate crea. Da? Dacă se îndreaptă lucrurile, dacă se face interesant justiție în această problemă care trebuie iertată, justiția n-ar trebui să o facem noi și dacă posibil să fie un divorț pentru unii, iertați pentru că nimeni nu se căsătorește ca să se despartă clar. Șapte de monede iar vorbește despre o relație din trecut. Acum se dorește să o luați de la zero. Like tracks like, da? Este momentul zero, de lună nouă. Atunci începe să manifestați magicianul pe care l-am văzut mai devreme. Casă, vă aduceți bucurii, stabilitate. Hai să și clarific. Clarific în justiția, te rog frumos. Oh, mai și două. Justiția. Clarific în șapte. Mai sunt multe foarte multe, nu le polua pe toate. Câte sunt aici? Câte sunt? Ia. Una, două, trei. Ok. Băi, că am vreți să vorbiți, nu? Ok. Clarificăm patru de Ok, asta. Am și văzut și mai devreme și nebunul, te rog frumos. Nebun. Clarificăm. Nebun. Ok. Da. Uite ce frumos. Da? Deci aici trebuie iertat. Iertate aceste dezamăgiri. Vreți să o luați de la 0. Da? Punctul 0 în această perioadă. 0 huh. ca să intrați în 1. Să manifestați justiția în viața. Sau echilibru. Da? dreptatea în viața voastră, în relațiile, în casă și în relațiile de lungă durată contractuale pe care le aveți. Pentru că au fost lacrimi, dezamăgiri, trădări. Da, de aia vi se zice, nu întâmplător au venit două mesaje la voi să iertați. Să iertați. Ce trebuie echilibrat? Justiția. Trebuie îndreptat. 5 și 10, 5 de spade și 10 de bâte. Este o relație, iar 10 și 10, cred că e aceeași relație. Eu cred că e aceeași relație, care inițial a început cu multă pasiune, multă atracție sexuală, dar nu e suficientă atracția sexuală, dragii mei, când vă căsătoriți sau când intrați în relații, justiția șapte, da? Casa șaptea și casa balanței. Casă, nu vorbesc de zodii nu e suficient, pentru că în timp dacă vă limitați doar la această atracție fizică sau vă limitați doar la bani, la stabilitate, în timp ajungeți la conflicte verbale, cinci de spade și la lacrimi, la la, la la song, un cântec trist de dragoste. Uh -huh. Asta este. Deci asta trebuie echilibrată, aici trebuie să vă eventual separați. Aici trebuie să vă separați. Vă, văd în mod special semn de aer când este vorba de iertare. Semn de aer, semn de foc, uite nebunul. Da, semn de aer, iar semn de foc, semn de aer. La, această, la acest capitol al iertării, al separării de ceva din trecut, așa simt iertare. Ține de așa ceva. Acum, ce s-a amânat din cauza acestei nevoi de echilibru sau de eliberare, pentru că justiția, am zis, înseamnă și divorț, dar separare, trebuie să separați, să vă separați de această, acest consum, de această implicare în care tot timpul aveți conflicte. S-a amânat, s-a amânat că șapte de, de monede înseamnă și amânare așteptare. S-a amânat întâlnirea cu un alt suflet pereche, cu un adevărat suflet pereche. Acesta e like attracts like. 2, da? 2 apare și aici, uite, 2 și 2, da? S-a așteptat celălalt suflet pereche, că a știut, că n-a știut, v-a așteptat. Că asta e așteptarea acestui suflet pereche cu care puteți avea aveți 10 de monede, altfel de vibrație, da? abundență, Satisfacții maxime, eventual cât timp s-a așteptat unul dintre voi, cel puțin din unul dintre voi a urmărit câte ceva din viața acestui suflet pereche. O altă interpretare este dacă vreți să manifestați această relație profundă, a doua simt că este a doua relație pentru că trebuie, aveți semnale că trebuie să încheiați o, o relație veche. Evident că poate să fie și la locul de muncă dacă vreți. Nu e treaba mea să intru în foarte multe detalii pentru că e o etalare generală. Da? Dacă vreți să manifestați această relație, stabilă, care așteaptă în stand-by de ceva timp, trebuie să exprimați profunzimea emoțiilor și dorința de a crea ceva stabil, ceva frumos, ceva real, consistent, nu doar conflicte, nu doar implicare fizică, să zicem, care aduce lacrimi. Da a adus lacrimi. Aici este. Eu cred că este un al doilea suflet, pereche. Cu care puteți fi fericiți. Uitați ce frumos. Ce frumoase sunt aceste două cărți, printre cele mai frumoase. Ba și acesta, da? Aici este chiar un ritual de eliberare, că tot e lună plină de eliberare, de manifestare la lună nouă. Aici aveți zero lună nouă. Da? Și în aprilie 4, da? Apropo de aprilie. Poate că ar trebui să lucrați un pic cu luna plină și luna nouă. Aici clar este un ritual, este o recunoaștere. Recunoașterea acestui suflet pereche, acestui potențial posibil interesant ce simt acum, dacă vă separați, că vă justiția de cineva care v-a vă a avut conflicte, v-a adus, deza, a adus acest personaj să vă urmărească sufletul pereche sau să, 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 vă urmărească pe voi în această nouă poveste. Eu simt că o nouă poveste aici, patru de bâte, înseamnă... Um, și avem și 11. Înseamnă flăcări gemene, da? Flăcări gemene. Sunteți doi într-unul, într-un leagăn. Doi într-unul, asta înseamnă. Ăștia sunteți. Două suflete într-unul. Dar pentru acest lucru trebuie iar să vă curățați, să vă vindecați, să vă hrăniți ca ați văzut regele și regina de cupe. Amândoi oferă, like attracts, like oferiți. Dragoste, vi se primi, veți primi e o chisă de reciprocitate pe care nu ați primit-o în trecut. de apare și balanța, nevoia de reciprocitate. Asta este. Asta este justiția. Asta este echilibru. Vreți o relație echilibrată în care să primiți și să oferiți. Da? Dacă aici femeia primește, aici oferă. Da? Aici oferă. Într-un fel oferă și aici, dar depinde de perspectivă. Da? Cam asta este în aprilie rămâne să-mi confirmați. Băi, sexy body, ce sunteți? Uh, evident că tot ce spun eu vă afectează felul în care priviți dragostea. Uh, vă afectează felul în care, sau relația veche, va afectat felul în care iubiți sexualitatea, viața intimă, cu opt, casa 8, viața intimă a fost afectată, da, Poate uneori ați fost singuri după conflictele respective. Repet, dacă la început a fost fain, frumos, vai, ce să-l și v-ați iubit prin pădure, prin par, prin mașină, pe unde v fi iubit, dar din cauza conflictelor cinci de spade a apărut dezamăgirile. Asta e. Asta e. Dar, nu uitați că trebuie să o luați de la 0. 0, 1, 1 și 2. Doi care i-are. Doi, doi. Cam atât, drăguții mei. Drăguții mei. Cu acest al doilea suflet, iar semn de apă, semne, nu mai zic semne, marcași de apă și de pământ, da? Puteți avea, să aveți o relație emoțională și stabilă. Cealaltă relație marcată foarte mult de foc și de aer, nu zic semne, marcată de foc și de aer, da, foc aer, foc aer. Cealaltă a fost conflictuală. A fost o nebunie. Ați riscat și v-ați ales cu dezamăgiri. Unul dintre voi. Acum, ca și Zodice, văd în mod special balanță, în mod special berbec. Unii zic că nebunul ar fi și vărsătorul. În fine, văd semne de aer. Da, clar. Vărsător, gemeni, balanța, am zis mai devreme, văci foc, văci foc, berbec, leu săgetător. Acesta, pentru mine, este Pluto, sau mai bine zis, judecata. Îl văd pe. Da, Pluto, e o legătură plutoniană în această a doua variantă în care vă transformați unul pe celălalt, flăcările gemene se transformă. Văd semn de apă, mă special, cu marcaj sau semn de apă, marcaj, mă special, pe lună și pe Pluto. Pe ștrac, scorpion. Semn de pământ, da, sunt cam toate. Găsiți-vă poziția. Găsiți-vă poziția. Ia uite. Da, cât timp ați fost în această relație cu probleme, ați visat la acestea, aute, ați așteptat, ați pus în așteptare acest suflet pereche, ați visat șapte de cupe. Ați visat, poate chiar că v-ați mai întâlnit pe aici pe acolo, dar n-ați putut manifesta relația ca lumea pentru că nu a fost rezolvată această problemă din trecut. Dar, de aute, a fost o obsesie sexuală a cuiva față de cineva. Dragii mei, încercați că toată să are scărțile sexy să vă alegeți partenerii nu după intensitatea atracției, ci după profunzimea emoțiilor pe care va a venit regele de cupe și regina de cupe. După profunzimea emoțiilor, dacă vreți să nu mai fiți dezamăgiți. Cum se pare că unii dintre voi ați fost în trecut. Da? și lor! În principiu, vă doresc să vă iubiți cât mai frumos, dar nu limitați la nu vă limitați actul acesta absolut divin al dragostei fizice, nu limitați doar la atracția sexuală și implicați vă și cu sufletul și cu spiritul. Cam atât sper că v-a plăcut. Acum, 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 avem? Se vede? Mai sper să înregistreze să nu bățesc ca data trecută. Îngerașul. Ok, do, ok. Surprise, surprise. Îngerașul. Am ales. Pentru care are aripioare, am ales tu cu aripioare. Da? ați primit, iau au venit multe cărți, dar cea care a picat exact pe setul de cărți a fost aceasta. Relaxați-vă și odihniți-vă, este esențial. Probabil că sunteți obosiți din niște Motive 4 și cu 2, 6, 6, probabil că munciți, munciți acasă, munciți într-o relație, poate să fie și o relație, nu știu, la locul de muncă, aveți nevoie de, de odihnă. Da, aveți nevoie de odihnă și de o pauză. Rămâne de văzut, să vedem de ce. Ce am vrut să se arate? Iau te! Roata norocului, dragii mei, vedeți? Roata norocului? Hai să punem punem așa frumos. Roata norocului. Me! schimbați energia, dar ca să schimbați energia, ca să aveți energie, odihniți-vă un pic și apoi mișcați-vă. Un pic de mișcare. Roata norocului pentru mine e săgetător, iarăși, pentru că e Jupiter, e roată, e mișcare, Jupiter, dar mă special, nu neapărat săgetător, poate să fie și pești. Ah, interesant că e și pești. Eventual, schimbați energia în astral, prin vis, prin meditație, prin odihnă și apoi o manifestați în fizic, dragii mei. În fizic. O, oh, ce frumoasă imagine am ales. Ia, cam bate soarele. Nu știu ce nu am fost mai devreme. Ok. Um, da? Vedeți aici că arde ceva și face metalarea la lună plină. Ardeți trecutul, energia negativă, ca să se miște lucrurile într-o direcție pozitivă. Ce este interesant că asul de spirale, adică asul de bute, a venit invers. Unii dintre voi nu aveți energie să vă mișcați, de-aia a zis să vă odihniți. Și sub asul de băte ce apare, iau te temperanța. Temperanța iar vorbește despre echilibru, vindecare, aveți nevoie de odihnă, de vindecare, ca să vă găsiți credința, să vă găsiți încrederea. Iau a venit și soarele la voi, da? După o situație, iau te patru de spade, opt de spade, obsedantă, obsesivă, blocantă din punct de vedere mental, o programare, să zic, negativă. Da, ca să vă regăsiți. În acest moment, moment soarele plânge. Sau în acest moment. Nu, acum râde. La mine râde. Și mă copleșește, ia uite, mă copleșește cu razele sale. Dar probabil că voi ați plâns. Și atunci trebuie să vă relaxați, nu mai plângeți, vă vindecați. Un pic de, ia uite, iar să nu peștilor, da? Transformare um, energetică interioară ca să puteți să schimbați asul de spirale în poziția normală. Posibil pentru unii cineva cu marcaj, a interesat mesajul, cineva cu marcaj în săgetător leu sau berbec uh, va obosit, da? Sau v-ați pierdut interesul pentru acest personaj cu marcaj, cu marcaj nu musai, sem, marcaj în semn de foc. V-ați pierdut interesul voi sau ei, da? Da, și trebuie vindecat această problemă. Pentru că 8, iau te soarele și 8 de spade și 4 de spade și și, și, și și iar valetul de spade, posibil să fie avut de-a face cu ego-ul cuiva la un moment dat. Însă, nu uitați de primul mesaj, o să pun cartea în poziție normală. Iau te 3 de, de pământ. Trebuie să colaborați, să vă reconstruiți, să vă concentrați pe construcția voastră. Ok. Numărul 3. Data de ori, de 3 ori. Numărul 3. Aprilie. 2021. 21. Mai, mai, mai. Îngeraș. Conectați-vă la îngeraș, apropo de odihnă. Prin somn, prin rugăciune. Ia uite, faetonul. Că a apărut și roata, faetonul ce face? Are rotițe, da? Faetonul este Transurii care patru roți, da. Iar roata norocului, mergeți, mergeți, drăgi mei, în aprilie către victorie, după ce vă odihniți un pic. dați vă timp, că aveți o călătorie. O, oh, vai ce frumos către cavalerul de oglins, vreți să mergeți, probabil unii vreți să mergeți să ori aveți marcaj în semn de apă pești, rac, scorpion, am tot văzut pești acum apare și racul în mod special și săgetătorul și alte marcaje de, de, foc dar trecând peste asta vreți să aveți o victorie Uf, față de cineva față de care simțiți mult romantism mult romantism vreți să călătoriți către acest personaj să aveți, da, să vă arătați uh, niște victorii, să vorbiți despre voi, să echilibrați o situație, să-i cuceriți. Interesant să-i cuceriți. Ha, ha, ha. Da, vreți să comunicați despre o posibilă ofertă. Asul de, de monede și valetul de monede. Vreți să comunicați în acest set de cărți? Regele regele de spirale este un poet, un intelectual. Cine o fi în acest, în acest grup din viața voastră? Cine o fi intelectualul, vizionarul, poetul? Iar variază. Însă se dorește exprimarea unor sentimente, a unor. dorințe de concretizare. Ba, se dorește chiar și pentru această manifestare unul dintre voi, bănuiesc acest personaj dacă sunteți voi, minunat, uh, își dorește să se lupte cu balaurii ca să vă... nu știu, cine trebuie să facă acest, această acțiune. Își dorește victoria, este dispus să se lupte cu balaurii ca să câștige atenția visătorului. Visătorul nu înseamnă musai că e cineva visător, nu... Este un personaj care este văzut ca un vis real. Nu vi s-a întâmplat să întâlniți o persoană pe care să o simțiți de ca și când a venit dintr-un vis al vostru, apropo de, de relaxare și odihnă? Poate că ați și visat acest personaj? Hm. Sau ați visat să vă întâlniți cu cineva cu asemenea calități? Nu musai de visător, da? Hai să și clarificăm. Clarificăm faetonul. Faetonul care în aceste decărți este denumit vânătorul. Hmm, vânătorul. Interesant. Vrea să vâneze, să-și câștige nu să musai prada să-și câșterească partenerul. 8 de spirale și 9 de spirale. Hm. Vrea să inițieze iar această călătorie. Iar aveți semnale, călătorie 8 de spirale, roata norocului faetonul. Are încredere că poate să inițieze această călătorie. Că această călătorie către cavalerul de cupe este predestinat, acest cavaler de cupe este predestinat. Clarificăm roata norocului, te rog frumos. Clarificăm pentru numărul 3, roata norocului. Rata norocului pentru numărul 3 este foarte încăpățânat. Cu asul de spirale și faeton, acest personaj este foarte determinat să vină. A, ah, doi de cupe, aici este. Doi de cupe, un suflet pereche, am zis, dar care este nemanifestat. Îl simțiți, unul dintre voi, cel puțin, simțiți această legătură emoțională profundă, dar e nemanifestată. În acest motiv trebuie schimbată energia, trebuie ars ceva din trecut, trebuie să vă odihniți. Vedeți că în, în timp ce vă odihniți puteți să primiți inspirație. Interesant, ce frumos, da? Suflete, perechi, dar nemanifestate. Și aici trebuie schimbată energia ca să vină în poziție normală. E o poezie sufletească între voi, că o conștientizați, că nu o conștientizați. E o poezie. Când vorbim de suflet, vorbim de poezie, de romantism. E uite, zero Se dorește să o luați de la 0. 0 e și roata aceasta, da? 5 de oglinzi au fost, da, au fost decepții, au fost lacrimi, dar care trebuie să acum vindecate. În această carte, în aceste de foarte frumos. Da? Cele sunt trei, da? Sunt trei oglinzi, trei suflete care, sau trei situații care trebuie vindecate ca cele două suflete, cele două oglinzi mai mari să se întâlnească, da? Sunt două oglinzi, două suflete care se oglindesc într-o altă dimensiune, mai înaltă, într-o altă vibrație, mai înaltă. Celelalte au rămas, trebuie să rămână într-o în vibrație în care sunt. Trebuie să vă vindecați, să vă deschide sufletul eventual. Este lotus, floarea de lotus a trecut prin multe și separat și probabil că separat rămâne de văzut dacă și împreună, da? Ca să creșteți. Imediat. Clarificăm ca... Uf, uh, cavalerul de cupe a fost clarificat cu doi de spade, doi de spirale. Ce frumos steaua! Șapte de cupe. Mai se speră. Cineva speră, ia uite, cineva speră. Are această viziune că poate să aibă o legătură spirituală profundă cu... Uh. Voi știți la cine vă gândiți, da? Și speră că va fi ales, visează că va fi ales aleasă, visează, steaua și șapte de cupe este speranță, stare de visare, că va fi ales... Sunt două cuiburi. Eventual că va lăsa un cuib pentru alt cuib. Sau cu un cuib ăla poți să stai și singur, neapărat să fii împreună cu cineva. Lași singurătatea ca să fii în cuplu, da? Și aici este vizionarul. Vizionarul vede un copil divin în celălalt, sufletul, pereche, copilul divin, o perlă care iese dintr-o scoică. Probabil că unul dintre voi este, are o fire artistică, dacă tot a apărut, Cavalerul de Cupe, Visătorul, are o fire artistică. Celălalt poate că nu este atât de artistic, dar are nevoie de această energie ca să se completeze într-un fel sau altul, da? ca să se completeze. Posibil unul dintre voi este mai spiritual decât celălalt. Da, de la început nu a existat acea încredere, a venit asul de spirale invers. Da, vi se zice să vă odihniți un pic, să vă adunați energia și să primiți niște mesaje de la divinitate ca să puteți manifesta această energie. Dar nu este suficient să visați cu șapte de oglin și steaua, nu este suficient să vă rugați la stele să vă puneți așa, să vă puneți cu tot o dorință la luna, nopțile de lună nouă, da? sau când pică steaua, să ziceți, gata, acum îmi pun o dorință, nu este suficient. Trebuie să intrați și în acțiune. Să aveți câte cărți aveți? 2, 4, 5 care vorbesc despre acțiune. Însă, înainte de toate, odihniți-vă un pic ca să nu acționați nervoși. Pentru că ceva, la un moment dat, a adus lacrimi și acum se dorește victoria peste aceste lacrimi, peste aceste dezamăgiri, pentru că se simte că cele două suflete perechi n-au cum să nu se reflecte și dacă suferința voastră reflectă și suferința lor și invers, da? În acest motiv se dorește victorie ca și sufletul pereche să manifeste victorie, da? Însă acest visător către care se merge, iar este într-o stare de, nu simt, meditație, de contemplare, trebuie să aleagă, da, știm că doi de spade trebuie să aleagă și aici personajul stă pe gânduri. Ce face? Alege să stea? Sau să acționeze, poate să vă reprezinte chiar pe voi, dacă voi sunteți aici cei care trebuie să uh, acționați. Ce fac? Stau sau acționez? Depinde de moment. Este lună plină, da? Dacă e lună plină, stați un pic, eliberați-vă, odihniți-vă, că la lună plină cam toți avem nevoie de odihnă, în mod special. Încercați să aveți viziune, să alegeți corect, să faceți eliberările. interesant că aici sunt uh, manuscrise, da? Am zis spirale, dar sunt manuscrise. Uh, și dacă am zis spirale, iar este vorba de alegere. Dar da, sunt manuscrise. Ardeți trecutul. Ardeți energia care vă ține pe loc. Ca să puteți manifesta această speranță. Destinul vostru, am zis, de câte ori apare? Da, în general, când apare faetonul sau eremitul, apare și stau, Dar în mod special, faetonul care merge către steaua sau către destinul său. Dar aici este, trebuie să faceți diferența. Care dintre oglinzile care sunt în jurul vostru, sufletele care sunt în jurul vostru, sunt cele care vă reprezintă? Aceasta mică, aceasta mare, da, spartă? Sau eu știu care? Da? Aici este. Rugați-vă la îngeri că în timpul somnului s-ar putea să primiți, apropo de îngeraș, da, de îngeraș, s-ar putea să primiți o idee specială, o viziune, un vis, un vis. Iar un vis real ar putea să fie acest cavaler de cupe sau eu știu către cine mergeți. Dar sunteți încrezători în această nouă pasiune pe care o simțiți posibil la distanță cu trei cărți și din acest motiv, repet, cele două suflete nu se pot manifesta. Luați-vă mașina, puneți-o la punct, reparați-o. Și săriți peste obstacole. Cum face și berbecul, cum face și căprioara, cerbul, da? Ok. Ce zodii văd? Rac în mod special, săgetător. Berbec, leu, m da, și leu și săgetător. Semne de foc, marcaj în semne de foc, pești, uh, scuzați-mă, berbec, uh, leu, săgetător, rac, iar foarte mult rac, foarte mult săgetător, uh, pești, sau scorpion. Văd un pic de aer, dar putea să fie marcajul cuiva, nu mă special Zodia. Ca și Zodia mai văd aici la steaua marcaj pe vărsător. Marcaj ca să nu mai zic Zodii Monsai. Dar cam atât este. Sper că v-a plăcut și sper să completeze mesajele pe care le veți primi la Zodia voastră. Și la ce mai ascultați voi? Lună, Venus, dacă vă știți harta natală și ascultați și celelalte aspecte. Cam atât deocamdată. Ai, sper că v-a plăcut, că e frumos. Frumiciu. Okidoki, nu mai pun pauză ca să nu se decalize. Cei care ați ales numărul 4, ce mi-a plăcut mie la numărul 4 este că un alb și... Nu e alb, e un crem, da? Așa la... mi-a plăcut mie să-l văd ca fiind alb și negru, da? Mi-a dus aminte de ce mi-am făcut eu pe un Ghida și yang poate că într-un fel sau altul rămâne de văzut, vă completați, da? Sau aveți ceva de integrat, lumină și întuneric, și pentru voi, pentru voi, ce-am ales, ca să de cărți, apropo, de cromatica asta, lumină și întuneric, da? Asta am ales pentru voi. Cum îi zice? Labirint. Hmm? După cum vedeți, chiar studiază niște cărți. Hmm. Okidoki. toki. Haideți să vedem ce mesaj ați primit. Practicați compasiunea. Da? 1 și cu 5, 6. Iar a apărut 6. Am mai văzut 6 la numărul anterior. 6 este... 15 toporași am adunat, 5 și cu 1, a, 15 și 15, interesant, practicați compasiunea, ce înseamnă intrați pe flacăra, pe flacără, pe vibrație violet, pe vibrație înaltă, și dacă sunteți pe vibrație înaltă, coborâți-vă privirea către cei mai puțin, mai puțin uh, norocoși, mai poate nu atât de evoluați, să zicem, din cauza unor probleme. Și nu plecați urechea la invidioși, nu plecați la șorii cei care vă bârfesc pe la spate. Practicați compasiunea față de cei care sunt în suferință. Plus că ce zice? Vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. 5 da? înseamnă să schimbați perspectiva și să aveți o nouă, 1, 1 înseamnă nou, o nouă perspectivă. 6 despre cum să echilibrați lucrurile, eventual cum să munciți în relație. Ia ce apare. U diavolul? Ai, era să zic că ești nebun. Ești nebun? Regina de cupe? Și soarele? Este o obsesie pentru cineva? Peștrac, Scorpion, Saturn, să zic mai concret, sau Capricorn, dar nu place să, să fixez diavolul doar pe Capricorn. Avem și Soare, avem și Leu, poate și Leu să fie la fel de, de diavolaș ca și Capricornul, nu? Orice zodie poate fi în această poziție toxică. Ideea este că trebuie să practicați compasiunea față oh, față de cei care trăiesc în umbră, într-o vibrație joasă. Practicați compasiunea ca asta înseamnă compasiunea regina de cupe. Practicați compasiunea, rămâneți cu sufletul, rămâneți în vibrație înaltă care sunteți voi aici, da? în lumină. Sau lăsați lumina să se pogoară asupra voastră și în sufletul vostru și să. Aveți compasiune față de cei care trăiesc în umbră, posibil aveți o pereche în umbră, mai puțin, o pereche, un personaj mai puțin evoluat din punct de vedere spiritual. Simt. Da, hai să vedem, numărul 4 odată, ia uite, ce apare? 8 de bâte, nevoia de a călători către cineva, de a comunica, de a comunica, și ce mai au părut? A, ah, asul de bâte, da, vreți să manifestați o călătorie. Eventual vreți să manifesta, manifestați o relație nouă la distanță. este mult verde. Ce înseamnă să practicați compasiunea? Să vă deschideți inima. Să vă deschideți inima ca să puteți manifesta, eu știu ce, proiect, relație, da? Ia uite, îndrăgostiți Sunteți îndrăgostiți de cineva, eventual. Sau trebuie să alegeți între soare și între ing și yang, între întuneric și lumina interesant, a apărut soarele, da? Și umbra, între uh, umbra voastră varianta voastră negativă și varianta voastră pozitivă sau personajul care vă aduce în lumină vă, aduce să, vă ajută să creșteți și cineva care vă, vă scade în vibrație și vă, vă trage în jos da? între sufletul pereche, sufletul karmic o dată de două ori de trei ori măi, sper să se înregistreze Păi, mănânc, mănânc odată. De două, de trei ori. Murița, mai stai un pic să vedem. Hmm. Și asta, regele de monede. Între gustiti, iar apar șapte de monede și cinci de băte. Hmm. Ok. Cavalerul de cupe. Și moartea. Moartea ce trebuie să moară? Cineva trebuie să se transforme. Iau de opt de cupe. Opt de cupe și moartea. Pentru mine, iar, trebuie să. Cineva a fost între două situații. Job, familie, prieten, interese, hobby-uri. Vrei să scrii o carte și nu mai ai timp de relație. Adică nu, da? Um, trebuie să vă eliberați. Că tot e lună plină, apare. Opt de cupe, moartea, eliberați-vă de situațiile care vă dezechilibrează, eliberați-vă de cei care vă țin în umbră, da? lumină și întuneric, da? in și yang, și mergeți, mergeți cu sufletul deschis, plin de compasiune, practică compasiunea, da? într-o nouă direcție. Hai să vedem ce direcție. Regele de mână, de clarificăm. Regele de mână, Interesant, justiția și patru de spade. Iar vreți să manifestați ceva nou. În primul rând să aveți victorie față de cinci de cupe de niște regrete. Față de o nebunie, zero, de nebun. O nebunie, un risc, v-a adus multe regrete și vreți să aveți victorie să comunicați eventual. Sau, dacă nu comunicați, să manifestați victorie. Pentru că văd aici determinare cu cinci de băte, Dorința de a vă lupta cu ceva. Hai să vedem. Îndrăgostiți, trebuie să alegeți ceva. Ce? Clarificăm îndrăgostiți, te rog frumos. E frumoasă cartea asta. Hmm. Și iar ce, ce cărți, ce... Oh, Iar am venit. Așa de multe. Iar vreți să vorbiți. Îndrăgostiți a fost clarificat de trei de băte și patru de cupe. Hmm. Da, Clarificăm 7 de monede. 7 de monede. 7 de monede, te rog frumos. 7 de monede. 7 de monede. 7 de monede. O, sunt, sunt prea multe acum. O carte maxim doua. 7 de monede, te rog frumos. clarificăm, 7 de monede. 7 de monede. Hai te rog. Hai te rog frumos. Arată și mie cartiile pentru numele 4. 7 de monede. Odată, cu două ori. De trei ori. Ok. 7 de monede a fost clarificat de valetul de monede. Frumos. Da, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Voi sau ei. Să vă implicați sau să nu vă implicați sau să așteptați asta pe mine. Clarificăm 5 de bt. 5 de bt. 5 de vârte, vă rog frumos. 5 de vârte. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. de vă rog frumos. Mm. De ce nu vor? Mm. De ce nu vor să arate? 5 de vârte, hai, te rog. O da. de două ori. 5 de, trei. Cinci de bătă. ok. 5 de bute, 6 de cupe. Mai ah, frumos. Mai, și la voi tot faie Se dorește, da, se dorește. Eliberarea de niște conflicte. Niște conflicte care au apărut datorită ce 5 de 10 de bute invers și Marea preoteasă. O situație secretă care a consumat, posibil la distanță pentru unii. O situație secretă, o relație poate să fie un job, ceva care a consumat energetic, dar care trebuie eliberat, de care trebuie să vă eliberați. Dar trebuie să mergeți către destinul vostru. Ia să vedem ce mai simt. Ia. Deci, a apărut. Regele de monede. Regele de monede e o persoană stabilă. Nu contează zodia. Are, cu siguranță, are planete în semne de pământ. Poate puteți să aveți lună în taur. Da? Orice zodia ați avea. Sau Venus în taur. Sau un capricorn. Da? Să aveți planete în semne de pământ și să vă facă această energie stabil pe voi sau pe ei. Cineva foarte stabil. Matur. Matur. Eventual, pentru mine, regele de monede înseamnă soțul sau soția, dacă e femeie. Da? o energie stabilă care se implică și la job și în familie. Se implică practic. Acum, ideea este că apar gostiții momentul de alegere între regele de monede și șapte de monede. Acest rege de monede... E ce, ce carte e asta? Justiția? Ah, cred că s-a despărțit. Sau se desparte, sau are de încheiat un contract. Poate să fie și la locul de muncă, un contract. Meditează la acest contract. Că este un divorț, că este o căsătorie, variază, este un moment de alegeri. Ia uite, alegeri patru de spade. Trebuie să se vindece de ceva cel rănit ca să manifeste asul pe care l-am văzut mai devreme patru de spate înseamnă contemplare, meditație, gândire profundă. Cum să aleagă? Pentru că și la justiție trebuie să alegi ca să poți să manifesti, da? Și îndrăgostiții trebuie să aleagă între, că e alegere la job, eu mai degrabă cu îndrăgostiții simt că poate să fie și în dragoste, da? Acest personaj matur se gândește, eventual cum să se separe de o energie a trecutului ca să intre în, într-o energie viitoare. Încerc să, să fiu mai generală în exprimare ca să vă găsiți poziția mai bine. Cine o fi? Voi știți în acest personaj. Posibil, chiar dacă nu-i căsătorit, să fie un personaj cu bani. care să-și dorească echilibru în relație cu voi. În relația sa prin voi. Repet, pentru că a venit în drăgostiție și este clar că este în sau trebuie să aleagă. Da? Și la ce, în ce sens să aleagă? Că tot repet cuvântul ăsta. În primul rând, dacă investește sau rămâne în energia aceasta contemplativă. Dacă investește, că șapte de monede de energie precaută și, în general, cei care au planete în pământ sunt precauți. Dacă investește în a se lupta, că cinci de băte se luptă, cinci e energia, cinci, da, e bătăiose, marțian, dacă se luptă sau nu pentru această dragoste, pentru a-și echilibra viața, pentru această iubire pe care o simte, bănuiesc că față de voi, da? Că despre voi vorbim, că sunteți voi, că sunt ei, vedeți unde sunteți. Acum îndrăgostiți a fost clarificat de 3 de băte și 4 de cupe. Clar că au fost niște regrete. Da? 4 de cupe, 4 de spade, niște lacrimi. Da? Pentru 3 de cupe, 3 de spade. Pentru o separare. Separare care a fost datorită unor obligații familiare sau datorită prietenilor sau datorită jobului cu regele de monede, poate să fie foarte obsedat de job, de contracte, da? și nu s-a implicat în dragoste. În general, cred că nu s-a implicat. Acum, cu acești îndrăgostiți și cu văzut ce foarte frumos a fost începutul, da? Am zis că unul dintre voi, rămâne să vedeți unde sunteți voi, trebuie să aleagă între soare și diavol. Diavol înseamnă diavol înseamnă și obsesia pentru bani, da? sau relații karmice. Dar ce interesant, e, uitați ce carte a venit. Îngerul este aici sus, diavolul este jos. Ce faceți? Voi doi îndrăgostiții. Ce faceți? Există o tentație în viața cuiva. Bănuiesc că acestui personaj ar putea să fie tentația banilor sau opoziție sociale. Și aici este, așa simt, pentru că văd multe monede. Și totuși se dorește, da, se dorește implicarea în în relație, cu cerirea acestei legături sufletești care există între voi și. Și, ei. și din acest motiv practicați compasiunea, puteți să fiți voi, dacă voi sunteți într-o vibrație mai înaltă și știți că ei sunt încă obsedați de bani, de poziții sociale, de relații karmice, aveți răbdare. răbdare, e alegerea voastră dacă aveți răbdare, dar în primul și în primul rând aveți compasiune că ei nu au ajuns încă să înțeleagă soarele, să aibă acea trezire despre care am vorbit mai devreme, soarele poate să fie trezirea cuiva. Și am văzut, dacă nu greșesc, văzusem și doi de monede, da? Să aleagă cineva soare sau întunericul. Că nu degeaba ați ales și această pietricică întunerică, da? -xiang, așa i-am zis eu, Inxiang. Și atunci am zis, trebuie să aleagă. Iar ce să aleagă? Între asta în lacrim, în regrete, sau a Manifesta speranță, trei de bute. înseamnă speranță, implicare, călătorie, călătorie s-a oprit la faetonul, da? Trei de bute. așteaptă oportunitățile, ideea e să nu aștepți și să te implici practic și așteptarea apare iar. Un soi de așteptare apare aici la șapte de monede. E un pic așa, își, face, își pune pe listă, poate exagerez un pic, da, ca să fie un pic mai vizuală. Își pune pe listă dacă să se lupte pentru această întâlnire cu voi. Șase de cupe, asta înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche. Un personaj cu care v-ați întâlnit în cartier, în copilărie sau v-ați recunoscut de ca și când vă știți într o altă viață. Da, vă știți ca acasă. Vă știți, eu știu, și întunericul și lumina, da? șase de cupe. Și aici este. Ce fac? Ce fac? Are niște conflicte cu cinci de băte. Ce fac? Mă împac sau nu mă împac? Are conflicte legate de această dragoste, șase de cupe și îndrăgostiții. Da? Care da! I-ar putea echilibra viață, iar ar putea, cu faetonul și justiția, ar putea să fie personajul predestinat pentru acest rege de monede. Rămâne de văzut cine sunteți, dacă sunteți voi sau ei. Dar. Trebuie să se aleagă. Și? Interesant. Ce văd? Interesant. Aici este roșu și verde, avem aici tot roșu și verde. Unul dintre voi aveți marcaj în foc și în apă și celălalt are marcaj puternic în pământ, așa simt. Simt că aici este pământul, da, pământul, sunt felul în care acționează ei și uh, focul și apa vă reprezintă pe unul dintre voi, voi sau ei, dar unul este marcat de pământ foarte mult și de aer, cu justiția, celălalt este marcat de emoții și de pasiune și aduce într-un fel sau altul dragoste prin felul de a fi. Este o tentație, dar poate să fie și soluția. Poate să fie și. Vedeți unde sunteți. Destinul. Persoana predestinată. Ideea este că șaptea a fost clarificat de valet. Să nu mai stea. Cine stă pe loc și așteaptă și se gândește, trebuie să ia telefonul sau să facă un gest. Da? Eventual să călătorească. Da? Să vină cu mașina. Să vină cu trenul, cu ce vrea să vină, și pe jos ar putea să vină, dacă e aproape, da? Și să vă ofere ceva. Adică, din șapte să se meargă înspre opt. Cu un singur gest să înceapă implicarea. Opt înseamnă muncă, înseamnă implicare practică în a transforma, copt înseamnă transformare, relația. 7, casa șapte a relațiilor. Probabil că unul dintre noi, nu dintre voi, nu este chiar atât de, de bine din punct de vedere financiar, dar ar putea să fie din punct de vedere, da? energetic, mult mai înalt, da? De ce, practicați compasiunea față de acest personaj care gândește foarte terestru, foarte pământean. Probabil că are marcaj în fecioară, foarte multe planete în fecioară. Așa, ca și zodice, văd fecioară, taur, capricorn, că am văzut și capricornul așa. Am văzut soarele mai devreme, poate să fie și leu cu câteva planete, da, 5 și 3 de, de bâte ar putea să fie și cineva cu marcaj, marcaj în leu, dar am văzut și soarele, soarele și aici. Um, leu săgetător, cam toate semnele, avem și apă cu faetonul, rac, pești, 6 de cupe, scorpion. Avem balanță, mă special, gemeni, balanță și gemeni, mă special. Dar eu așa simt că unul este foarte pământean și celălalt pasional și emoțional, puteți să fiți voi, da? care trebuie să practicați compasiunea față de acest personaj care stă atâta și, și gândește, gândește. Ce fac? Ofer, nu ofer? Muncesc sau nu muncesc în această direcție, cu acest suflet pereche? Da. Cam atât. Ideea este că s-a terminat setul de cărți la faeton. Da? Cine ia decizia ar trebui să vină. Dar văd totuși acțiune la 5 de băte înspre sfârșitul lunii. 5 de băte înspre 6 de cupe. Da? O luptă nu musai conflict, nu simt conflict, pentru că luptă, implicare, să zicem, o implicare creativă pentru a vă întâlni, pentru a echilibra, da? echilibra balanța. În ce sens? Sufletul vostru și sufletul lor să se regăsească pentru că vă completați. Repet, unul chiar e mult mai practic decât celălalt și aveți nevoie de el. Mai asta e, eu am nevoie de oameni practici. Recunosc, chiar dacă nu pot să zic că pic pe spate când cineva se gândește doar la bani. Asta e adevărul. Dar știu că sunt necesari. Și de la oamenii care se gândesc doar la bani, ai ceva de învățat, măi, ai ceva de învățat. Asta e. Cam atât. Măi, sper că v-a plăcut, drăguții mei. Da? Ne regăsim la următoarele etalări. ah, cel mai fi. Ia, 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 ia. Măi, interesant că în aceste de cărți de o parte a rămas regina de spade. Iar văd balanță pentru unii. Iar posibil regina de spade cu balanța să fie cu justiția, nu balanță. Regina de spade cu, cu, justiția să fie și cineva care trebuie să divorțeze, că de-aia se alege, se alege între o poziție de, eu știu, membru al familiei și o poziție de independență. 8, da? 8 și cu unul deja personajul devine independent nou. Iar um, că regina aceasta de spade vă spune ceva, afară de faptul că e extrem de sexy. Da, e foarte sexy, dar și inteligentă. Dar ce interesant în aceste de cărți e cu spada în jos. În general, regina de spade cu spada în sus nu vorbește. Justiția e cu spada în sus. Probabil că se va vorbi în, după ce se va face alegerea sau după, se, după ce se va rezolva un contract cu fi la locul de muncă, cu o fi în familie, cu o fi ce-o fi, contract, separare. Cineva are o karmă față de cineva și trebuie să se elibereze de această karmă, da? Să aleagă între karmă și sufletul pereche, 6 de cupe, da? Care a adus, într-adevăr, la un moment dat, a adus lacrimi, patru de cupe, dar încă este o speranță, 3 de băte, încă o speranță. Că, de fapt, nu ce face? Merge către stea. Care stea înseamnă speranță. Da, aveți încredere. Nu încredere. Compasiune. Mai, gata. Hai, vă bucur. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Papa pa! pa!